Primăria Timișoara a depus o plângere penală pe numele fostei directoare a Liceului de Arte Eugenia Drăgoi și pe numele contabilei. Municipalitatea timișoreană dorește recuperarea unui prejudiciu de 500.000 de euro. Această sumă trebuie plătită de către Primăria Timișoara a Fundației Caritatea, care a câștigat în instanță. Primăria Timișoara a depus plângere penală pentru recuperarea a 500.000 de euro, aproximativ, cât este prejudiciu adus de către Liceul de Artă Primăriei. În acest context, actele sunt la procuratură, urmează să ajungă mai devreme sau mai târziu în instanță. În condițiile acestea, Liceul de Artă probabil că va înțelege că anul acesta școlar sau la sfârșitul acestui an școlar, în cel mai rău caz, se mute acolo unde i s-a pregătit contra peste 200.000 de euro un spațiu decent. Pe numele cui e făcută plângerea penală? Pe numele directoarea? Directoarea și contabila șefă. Contabila șefă de la primărie? Bine, la primărie probabil, dacă se extind cercetările, probabil că există o vină și în primărie. Primăria Timișoara a fost la un pas să fie executată silit de către Fundația Caritatea. Asta pentru că nu s-a achitat chiria pentru Liceul de Arte în perioada ianuarie 2010-aprilie 2011. Suma datorată este de 2 milioane de lei. Asta pentru că se plătea o chirie de 31.000 de euro pe lună. În aprilie 2011 s-a dat o hotărâre de Consiliul Local prin care s-a decis ca elevii să fie mutați din clădirea aflată pe Bulevardul Mihai Eminescu în clădirea școlii cu numărul 9 de pe Liviu Rebreanu.